Salutare și bine ai venit pe canalul meu! Eu sunt Radu Sârbu și astăzi vom vorbi despre monitoarele Adam Audio A8H. Înainte să mergem mai departe, nu uita să dai un like acestui video și să te abonezi la canalul meu, să activezi notificările dacă vrei pentru a fi la curent cu toate noutățile viitoare. aspect și construcție. Aceste monitoare sunt printre noile adiții din gama lor de top și fac parte din gama profesională. Sunt concepute pentru a avea o experiență audio excepțională și au capabilitatea să fie setate și ca boxe multimedia. Bineînțeles, dacă îți dorești acest lucru și dacă ești un audiofil din ala înrăit și vrei să asculti muzică la calitate. Monitoarele sunt concepute în versiunea left and right stânga și dreapta. Așa că atunci când vrei să le adaugi în coșul de cumpărături, spre exemplu de la Zido Shop, trebuie să ții cont de asta ca nu cumva să-ți cumpăr două stângi, de exemplu, da? Că poți să faci așa. De la prima privire putem observa că aceste monitoare sunt destul de solide și chiar greuțe. Cântăresc 13,6 kg, însă au un design elegant și minimalist, cu o finisare mată de calitate înaltă. Este un lucru important pentru mine personal, pentru că precedentele mele monitoare aveau un finisaj negru lucios, care era destul de pretențios. Era necesar să-mi pun mânuși ca să nu le zgârâi cumva. Sunt păreri ce spun că Că sunt cam voluminoase pentru spații mai mici, dar eu cred totuși că este vorba de gustul fiecăruia până la urmă. Cred că sunt potrivite pentru orice fel de spațiu, pentru că sunt destul de puternice, pot fi utilizate atât în spații mici, cât și în studiouri mai generoase în ceea ce privește spațiul. Ah, și era să uit. Un aspect foarte important este faptul că aceste monitoare pot fi poziționate atât orizontal, cât și vertical. Aici iarăși intervine gustul fiecăruia. Însă, cu toate acestea, cei de la Adam Audio ne recomandă să le folosim în poziția orizontală, așa cum sunt concepute. Dar nu este obligatoriu, repet, pot fi folosite cu brio și în poziția verticală. Tot ce trebuie să faci în acest caz este să demontezi Twitter-ul și să-l montezi în poziția verticală, lucru care se face destul de simplu. Ok, am vorbit în mare despre aspect care este important, dar și mai important sunt specificațiile tehnice. Monitoarele sunt active, nu necesită amplificator separat. Au trei difuzoare pe fiecare monitor, un difuzor woofer mare de 8 inch din fibră de sticlă care oferă o gamă de frecvență joasă de la 28 de Hz și o putere de 250 de W. E suficient, zic eu. Și un difuzor de frecvențe medii de 3,5 inch cu o putere de 70 de W, care oferă detalii foarte importante în gama frecvențelor medii. După cum probabil cunoașteți, majoritatea ascultă în difuzoare de laptop sau în telefoane, unde sunt redate cel mai des frecvențe medii, deci e un mare plus, zic eu. Și nu în ultimul rând, binecunoscutul Ribbon Twitter XArt este o tehnologie inovativă. Twitter-ele sunt confecționate manual și redau o frecvență înaltă de peste 25 de kHz și o putere de 20 de W. Cu acest sistem, după o zi de producție sau o sesiune de mixaj, chiar plec acasă fără să am senzația aia de oboseală a auzului. Frecvențele înalte se aud corect, curat, fără artificii sau harșnesul la obositor, dacă știți, și strident care îți gâre auzul și obosești foarte repede. În concluzie, în ce privește puterea totală, aceste monitoare pot furniza un sunet puternic și precis cu putere de până la 340 de W făcându-le potrivite atât pentru monitorizarea mixajelor, cât și producției muzicale. Alt lucru important este de menționat că DSP-ul integrat, adică procesarea semnalului integrată, direct în monitor, care îți permite să-ți ajustezi sunetul în funcție de preferințe. Dar și mai tare este faptul că Adam Audio au parteneriat cu Sonarworks și la achiziția monitorilor a inclus 60 de zile de licență la programelul ăsta care îți calibrează monitoarele. Acesta îți permite practic cu ajutorul unui microfon special să calibrezi monitoarele în funcție de tratamentul acustic din cameră sau din studioul tău. Știm cu toții că materialele pentru tratament acustic sunt foarte costisitoare și chiar și așa dacă ai camera să zicem tratată acustic corespunzător, tot mai sunt mici scăpări de rezonanțe pe aici, pe acolo și cu ajutorul acestui soft rezolvi oarecum problema de acustică. Și încă ceva foarte tare este faptul că poți implementa calibrarea direct în monitoare, fără să mai fie nevoie să folosești plugin-ul softului în programul tău de producție muzicală sau softul în sine. După ce ai efectuat calibrarea, trimiți setările obținute direct în monitor și gata. Poți să lucrezi în continuare fără să ai mari bătăi de cap. Monitoarele au propria aplicație, se numește Adam Audio A Control, care o poți descărca și instala de pe site-ul Adam Audio și cu ajutorul acesteia poți gestiona setările monitoarelor direct din aplicație, fără să mai fie nevoie la fiecare dată să te bagi în spatele monitoarelor. Pur și simplu le conectezi la PC sau la Mac prin placa ta de rețea și gestionezi toate setările, absolut toate setările, direct din computer calitatea sunetului. A fost nevoie cam aproximativ două săptămâni ca să mă acomodez cu ele și chiar vreau să zic că după ce m-am acomodat, în procesul de lucru la mixaj am auzit elemente care nu le puteam distinge în sistemul meu vechi. În monitoarele vechi. Și în ceea ce privește calitatea sunetului, din punctul meu de vedere, monitoarele Adam Audio A8H, ca să fie clar, <laughs> sunt impresionante. Sunetul este foarte detaliat, cu o claritate excelentă în toate domeniile de frecvență. Basul este puternic și profund, mediile sunt echilibrate, iar în altele oferă un sunet cristalin și precis fără artificii. Cu urechea antrenată poți localiza fiecare instrument în mix cu ușurință, ceea ce face ca aceste monitoare să fie ideale și pentru producție muzicală și pentru mixaj, dar mai ales pentru mixaj. Ca și conectivitate, monitoarele vin cu opțiuni de conectare prin XLR și RCA și cablu de rețea, ceea ce ne permite să le integrăm ușor în orice configurație de studio. Avantaje și dezavantaje. Avantajele sunt următoarele. 1. Calitatea audio excelentă cu o gamă extinsă de frecvențe. 2. Construcție solidă și design minimalist și elegant. 3. Remote control prin aplicația monitoarelor, adică le poți gestiona toate setările din computer, cum am zis mai devreme, personalizarea sunetului și calibrarea direct în monitor, fără să-ți încarci calculatorul sau puterea de procesare. Iar ca dezavantaje, nu știu ce să zic. Din punctul meu de vedere, nu prea aș găsi, nu știu, poate doar prețul este ușor ridicat pentru cei cu bugete reduse. Însă, raportul dintre calitate și preț mi se pare unul corect, totuși. Mie personal îmi plac foarte mult aceste monitoare și alte aspecte negative nu cred că aș vedea. Sper că v-a fost utilă această recenzie, iar dacă am uitat ceva important să menționez în legătură cu aceste monitoare, nu ezitați să adăugați în comentarii mai jos acolo. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și vă invit să vă abonați la canalul meu pentru mai multe recenzii și conținut legat de producție muzicală, dar și pentru muzica mea. Așa că vă mulțumesc și ne revedem în următorul videoclip.